Secretarul de stat Corina Șuteu a fost propusă de premierul Dacian Cioloș pentru a ocupa funcția de ministru al culturii, după ce Vlad Alexandrescu a fost scos din funcție. Corina Șuteu a absolvit Facultatea de Litere Specializarea Română-Engleză la Universitatea București și un master în management cultural. Corina Șuteu, expert în politici culturale și unul dintre foștii directori a Institutului Cultural Roman din New York, în timpul mandatului lui Horea Roman Patapievici, a fost numită în ianuarie 2016 secretar de stat la Ministerul Culturii printr-o decizie semnată de premierul Dacian Cioloș. Numele Corine Șuteu este legat de scandalul poneiului Roscu Zvastica din 2008, care a vizat ICR New York. În vara An, instituția condusă de la București de Patapievici, dar diriguită la New York de Corina Șuteu, a vernisat expoziția Freedom for Lazy People a artiștilor români Irlo, Omar și Nuclear Fairy, care a provocat un scandal imens cu conotații internaționale. Un ponei ros cât o palmă cu o svastică pe crupa lui a dat naștere unor acuzații de antisemitism și o campanie de denigrare publică a lui Horia Roman Patapievici și a Corinei Șuteu de la ICR. Premierul Dacian Cioloș a trimis nominalizarea Corinei Șuteu ca ministrul culturii, președinte președintelui Claus Iohannis, care va analiza propunerea făcută.